Stimați cetățeni, am venit în fața dumneavoastră pentru a prezenta rezultatele a două audieri publice pe care le-a făcut Comisia Securitate cu Ordine Publică. Săptămâna trecută am discutat despre procurarea, înstrăinarea, deținerea portului și folosirii muniților de către persoanele fizice și juridice, precum și operațiunile cu arme și muniții, tranzitul, importul, exportul, reexportul, conform prevederilor stabilite prin legea 130 din 2012 privind regimul armelor și al muniților cu destinație civilă. Acest subiect a fost dezbătut în cadrul comisiei în urma unor relatări care au fost făcute la un post public de televiziune, Jurnal TV, de către domnul Stati Sorin. În urma dezbaterilor pe care noi le-am făcut, am ajuns la concluzia că legislația Republicii Moldova, din păcate, oferea posibilitatea ca să fie făcut reexport de muniții în unele state în care sunt interdicții din partea Uniunii Europene în ce privește reexportul de arme. Astfel, Republica Moldova, fiind țară tranzit, chiar dacă nu produce, deci arme, fiind țară de tranzit, privind reexportul de armament. Dar cel mai grav este faptul că acele modificări legislative ar fi putut implica Republica Moldova într-un scandal internațional, de exemplu, dacă într-un stat care se produce armament se află într-un conflict cu alt stat vecin și i s-a pus interdicție pentru importul de armament, Republica Moldova ar fi putut să intermedieze aceste livrări, astfel am fi putut intra într-un scandal de proporție la nivel internațional. De aceea, în urma audierilor, Comisia a venit cu câteva recomandări și, în primul rând, modificarea și ajustarea cadrului normativ de reglementare al regimului armelor și muniților cu destinație civilă. Din informația care mi-a fost oferită din partea Ministerului Afacerilor Interne, proiectul de lege deja cu modificări, deci a fost înregistrat, a fost avizat, iar mâine va fi dezbătut în cadrul ședinței deci Guvernului. Acesta este primul deci subiect. A doilea subiect